Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi vreau să vorbim despre o temă foarte specială, foarte frumoasă, cu ocazia sosirii primăverii în tradiția românească, în primele 9 zile din luna martie, fiecare român își alege baba ca să își dea seama cum o să-i meargă în anul care vine. Și cu ocazia asta vreau să vă ajut ca să înțelegeți mai bine energia fiecarei babe în parte prin niște etalări în care o să analizăm mai în detaliu fiecare babă în parte. Tradiția începe de la baba Dochia și ale sale 9 cojoace, care în primele 9 zile ale lunii martie treptat începe să își dea jos din cojoacele sale, anunțând astfel apropierea primăverii. Astfel s-a născut la români această tradiție de a ne alege baba sau ziua dintre primele 9 zile din luna martie pentru a ne intui oarecum norocul în anul care vine. Dacă nu știți cum să vă alegeți baba, există mai multe metode. Puteți să alegeți foarte simplu un număr de la 1 la 9, care este numărul vostru preferat și ziua respectivă va reprezenta baba voastră. Sau puteți să mergeți pe metoda clasică și să vă alegeți în funcție de ziua de naștere. Dacă ziua voastră de naștere este între 1 și 9 ale lunii, ziua în care v-ați născut este și baba voastră. Dacă ziua voastră este, spre exemplu, în 25 ale lunii, va trebui să faceți suma celor două cifre, 2 plus 5 egal 7, prin urmare, pe 7 martie va fi baba voastră. În funcție de cum va evolua ziua respectivă în care pică baba voastră, fie că v-ați ales-o sau ați calculat-o în funcție de ziua nașterii, așa o să vă meargă și în anul următor. Dacă o să fie soare și frumos, o să aveți un an frumos, plăcut, plin de împliniri și bucurie. Dacă o să fie urât și mohorât, nu o să fie cel mai bun an pentru voi, dar mare atenție, dacă plouă sau ninge, asta e semnal de belșug, de foarte multă abundență. Și pentru a oferi un strat suplimentar de subînțeles acestor interpretări referitoare la cele 9 babe, v-am pregătit o scurtă etalare cu niște cărți oracol, o carte din setul Moonology, oracolul de lună, pentru că luna este corpul planetar care guvernează ciclurile feminine, și încă o carte din acest oracol, Legendary Ladies sau Doamne de legendă din istoria și mitologia mondială. Și acum hai să vedem ce vă rezervă baba voastră pentru această zi. Cei care ați ales baba numărul 5, pentru 5 martie, ce energie o să iasă pentru voi? Wow, luna în al treilea pătrar cere de la voi să faceți niște ajustări. Și Oba, zeița domesticității, s-ar putea să trebuiască să ajustați ceva acasă, în familie, în cuplu. Mesajul suplimentar de la baba voastră este că anul acesta va trebui să reevaluați niște lucruri în viața voastră. Ați reușit să obțineți destul de multe lucruri în ultimii ani, v-ați cam îndeplinit visele, dorințele, aspirațiile, țelurile, dar în goana asta pentru a obține toate lucrurile pe care credeați că vi le doriți, ați uitat să mai visați și să vă mai faceți planuri pentru viitor. Și acum riscați să ajungeți la un platou din acesta de unde nu mai știți încotro să o luați. Și anul acesta va trebui să analizați foarte atent direcția voastră de viață, să vă dați seama dacă mai sunteți pe o direcție care să vă aducă împlinire și fericire sau nu. Iar dacă nu, va trebui să faceți ajustările necesare. Acesta e anul ideal să faceți liste, să vă faceți un vision board, să visați, să vă imaginați ce vă doriți de acum înainte, ce e fezabil pentru voi, ce o să vă aducă împlinire și fericire în viitor. Și mare atenție anul acesta să renunțați la toxicitatea din viața voastră, fie că e vorba de oameni toxici, de colegi de la lucru care sunt toxici, negativiști, care vă țin înapoi, de relații toxice, de obiceiuri toxice, vicii, lucruri care nu sunt sănătoase pentru voi. E foarte important să renunțați la aceste lucruri din propria inițiativă, pentru că dacă nu o să faceți lucrul ăsta, o să vină Universul peste voi și o să vă dea așa o criză existențială sau de sănătate sau
de dragoste care o să fie mult mai dificilă decât dacă ați face voi această decizie conștientă. Și cu oba, zeița domesticității aici, mesajul general ar fi să vă canalizați mai mult pe căminul vostru, pe familia voastră, pe relația cu partenerul sau partenera, cu copiii voștri, cu părinții voștri, pentru că am impresia că aici ați neglijat puțin acest aspect al vieții voastre în ultimii ani și toată această ajustare care se cere de la voi este tocmai spre a vă aduce mai mult echilibru în partea aceasta de familie, de cămin, de relație cu oamenii apropiați vouă. Per total, poate să fie un an foarte frumos. Bineînțeles, dacă sunteți și voi dispuși să depuneți efortul necesar. Pentru o parte dintre voi s-ar putea ca această schimbare care vine anul acesta să fie tocmai trecerea aceasta de la statutul de singur la într-o relație sau la căsătorie sau o formalizare a relației voastre și o trecere de la libertatea pe care o aveați înainte către o viață de cuplu, către o viață domestică. Și va trebui să vedeți cum vă ajustați la acest lucru. Nu trebuie neapărat să urmăriți tiparele tradiționale, puteți să vă faceți singur regulile jocului, dar e foarte important să le comunicați cu partenerul sau partenera voastră. Va fi un an foarte interesant și pentru cei care ați ales baba numărul 5. Dați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. De asemenea, nu uitați să vă uitați la videourile pentru luna martie pe fiecare zodie în parte, în care fac o analiză astrologică generală, horoscopul particular pentru zodia voastră și vă dau niște mesaje suplimentare de la astrozarul, cărți de tarot și cărțile oracol. Găsiți link-ul aici în colțul din dreapta sus. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și după masă în etalarea zilnică și mâine pentru următoarea babă. Pa, pa!